Vă salut, prieteni! Mă aflu în centrul Chișinăului, chiar în fața liceului teoretic român-francez Gheorghe Sachi, care cândva odinioară a purtat numele Reginei Maria, și vă invit aici la acest cort, amplasat aici de către Asociația Monumentum, în frunte cu Iulian Rusanovski, să veniți și să semnați în sprijinul inițiativei de a fi instalat un bust al Reginei Maria aici și să donați, atât cât vă lasă inima, unii pot mai mult, alții pot mai puțin. Dacă fiecare ar pune câte un leu, chiar și un leu, nu? Chiar monument va fi instalat, nu la nume bus, dar chiar monument. Chiar monumentul Reginei Maria. Da. Chiar dacă ar dona fiecare câte un leu, deja s-ar strânge peste 3 milioane doar în Republica Moldova. Și ar fi mai mult decât suficient, nu doar pentru monument, dar și pentru un scoar al Reginei Maria, poate chiar și o stradă a Reginei Maria. Eu vă îndemn cu mic, cu mare, să veniți, durează câteva secunde, nu durează foarte mult, nu este nevoie de acte, nu este nevoie de careva certificate, analiză de sânge și așa mai departe, nu e nevoie de mulți bani. Am spus, e suficient și un leu. Gestul contează. Suntem peste 700.000 de locuitori în municipiul Chișinău. Dacă măcar câte un leu ar pune fiecare, deja ar fi 700.000 de lei. Așa că veniți aici, iată, este și organizatorul, este liderul Asociației Monumentum, este Iulian Rusanovski. Domnul Rusanovski, spuneți-ne vreo 2-3 cuvinte despre această inițiativă. În principiu, toate detaliile legate de inițiativă se regăsesc pe pagina de Facebook Asociației Monumentum și pe site-ul monumentum.md. Cei care doresc să susțină edificarea statuii Reginei Maria o pot face prin donații, fie la contul asociației, fie prin instanță la acest cort care este deschis începând cu ziua de ieri și este întreținut de membrii Ligii Studenților din Basarab. Veniți, semnați și donați!